Kofi Annan a decedat sâmbătă dimineață la un spital din Bern, Elveția. Conform anunțului făcut de familia sa, fostul secretar ONU a suferit o scurtă perioadă de timp din cauza unor probleme de sănătate. Kofi Annan a fost prima persoană de culoare care a condus Națiunile Unite. A ocupat funcția de secretar general într-o perioadă în care îngrijorările produse de războiul rece au fost înlocuite de amenințările terorismului. Eforturile sale de a combate aceste amenințări și asigurarea unei lumi mai pașnice i-au adus premiul Nobel pentru pace în anul 2001. Născut în anul 1938, originar din Ghana, urmaș de conducători tribali, a fost secretar general al ONU din 1997 până în anul 2006. Kofi Annan s-a alăturat ONU ca ofițer de rang inferior la Organizația Mondială a Sănătății de la Geneva în anul 1962 și a fost primul care a crescut din rândurile personalului ONU. I, Kofi Annan, solemnly swear, to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me, as Secretary General of the United Nations. În timp ce conducea operațiunile ONU de menținere a păcii, Kofi Annan a fost implicat în decizii controversate care aveau potențialul de a-i sfârși cariera, însă a mers mai departe cu succes. După retragerea din cadrul organizației, acesta și-a continuat activitatea pe probleme de sărăcie, mediu și pace prin intermediul fundației care îi poartă numele. Toți liderii lumii îl omagiază în aceste zile prin declarații publice și transmit condoleanțe familiei, iar Ghana a declarat o săptămână de doliu național. Și președintele României, Klaus Iohannis, a făcut declarații pe o rețea de socializare, spunând despre Kofi Annan că a fost un lider vizionar, o sursă de inspirație pentru noi toți să continuăm să lucrăm pentru o lume mai pașnică. Eforturile sale de a reforma ONU nu vor fi uitate.